Dezvoltarea antreprenoriatului prin susținerea sectorului afacerilor mici și mijlocii și crearea de locuri de muncă în zonele rurale este una dintre prioritățile de bază ale Uniunii Europene, iar numărul afacerilor care se dezvoltă datorită susținerii oferite de UE este în continuă creștere de la an la an. O demonstrează și cazul lui Victor Nistorică. Datorită unui grant la care a aplicat, bărbatul a reușit să-și extindă afacerea în toată Moldova. Minunea care o vedeți aici în spate se produce datorită sportului Uniunii Europene, care a însemnat o co-investiție, un sport de circa 10.000 de euro. Primii ani au fost cei mai dificili. Ulterior însă, antreprenorul a aplicat la programul național PARE 1+1, care a fost ca un colac de salvare. Am aplicat în cadrul programului cu un set de acte care însemna documente despre afacere în sine, un plan de business și documente despre ce investiții, ce utilaj urmează să procurăm. Datorită proiectelor, compania a beneficiat în primul rând de echipamente moderne. Acești bani au făcut parte dintr-o investiție mai mare chiar ulterior și au fost folosiți pentru a achiziționa un set de utilaje pentru extinderea afacerii. Ce înseamnă asta? Înseamnă nemijlocit ciclul de producere, adică malaxorul pentru pregătirea aluatului, laminatorul pentru a da formă, dospitoarele în care se produce ciclul de dospire, adică de pregătire a produsului pentru copt, și cuptorul, care în sine deja ne produce pâinica călduță. A investit și în securitatea energetică a afacerii prin cumpărarea unui generator electric, dar și în capacitatea de distribuție, prin achiziționarea unui nou microbuz. Am aplicat recent și la alte programe pentru a primi suport la fel pentru dezvoltare, fiindcă avem planuri de extindere și în afara țării. Inițial, brutăria livra pe piață doar produse tradiționale, pâine proaspătă, colaci și cozonaci. Mai târziu însă, managerii companiei au decis să-și lărgească gama de produse, astfel că în anul 2019, compania a început să producă și semifabricate congelate, pășind într-un domeniu relativ nou pe piața din Republica Moldova. Avem parte de semifabricate congelate, cum ar fi crembușca mealuat, urechiușă, croissant, pizza calzone, cel mai cunoscut produs, plăcinta semifabricat congelat. Deja avem niște contracte semnate și intenționăm să exportăm produsele noastre în speță plăcinta congelată și peste hotare. Am început cu România, dar așa ne-a uitat noi că harta e largă și am putea să mergem și în alte țări.